Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Iată, pentru această zi de sâmbătă, 30 septembrie 2023. Haideți să vedem care vor fi energiile acestei zile. Da, și iată că am extras cărțile. Așadar, haideți să vedem prima carte. Iată că prima carte în această etalare este cea cu numărul 19. Așadar, numerele 1, 9, 10 sau 19 pot fi semnificative pentru tine în această zi de sâmbătă. Această carte, iată, după cum se vede, vorbește despre odihnă și întinerire. Da, probabil că mulți dintre voi în această zi veți acorda mai mult timp odihnei sau relaxării, pur și simplu, da, poate că vă simțiți mai obosiți, poate că ați depus mai multe eforturi săptămâna asta la locul de muncă și vă simțiți așa sleiți de puteri, da, epuizați. Dacă doriți să vă odihniți mai mult, iată că veți putea face în liniște, întihnă acest lucru, pentru că nu vă va deranja nimeni. Da, se pare că oamenii din jurul vostru au respect pentru munca voastră și pentru tot ceea ce faceți voi, astfel încât vă vor lăsa în pace, da, vă vor da timpul de care aveți nevoie pentru a vă relaxa. Da, dragii mei, bineînțeles că odihnindu-vă mai mult, relaxându-vă, nu faceți decât să vă recăpătați vigoarea, să vă recăpătați forța, forța interioară, dar și forța corpului, da? Și bineînțeles că vă veți simți cu atât mai bine încât veți avea impresia că întineriți, da? Poate fi și acesta un motiv al întineririi voastre, faptul că vă odihniți mai mult, da? De ce nu? Odihna este un bun prilej de a ne revigora sufletele și corpurile. Dar, de asemenea, această carte poate vorbi și despre aceia dintre voi care sunt dispuși sau dispuse să apeleze la diverse tehnici, diverse metode de întinerire. Poate vreți să mergeți la o clinică, să vă interesați de aceste procedee, tehnici și să apelați la ele, pentru că văd că unii dintre voi sau unele dintre voi nu mai suportați semnele îmbătrânirii asupra corpului vostru și vreți să luați măsuri din acest punct de vedere, da? Văd că veți fi foarte mulțumiți sau mulțumite de efectul procedeelor respective asupra corpului vostru și veți mai apela din când în când la acestea. Da, de asemenea, văd că unii dintre voi care sunteți mai spirituale, așa, vă veți dori să reîncepeți o perioadă în care să meditați, pentru că voi cunoașteți care sunt beneficiile meditației în viața dumneavoastră și știți că meditația vă poate întineri corpurile, da? Și pledați și pentru această tehnică a meditației, da? Și pentru beneficiile ei intrinsece asupra vieții dumneavoastră. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Calea Templului, dragii mei, cartea cu numărul 12, așadar numerele 1, 2, 3 și 12 pot fi semnificative pentru tine în această zi de sâmbătă. Calea Templului nu poate să facă altceva decât să te orienteze în perioada aceasta, în această zi, spre o biserică, poate, sau spre un orice alt templu în care să te rogi sau în care să-ți găsești pur și simplu liniștea, da, liniștea sufletului tău. Unii dintre voi, din acest punct de vedere, văd că veți dori să călătoriți spre un asemenea loc, da? Poate că nu îl veți găsi la îndemâna voastră, nu îl veți găsi foarte aproape de voi, dar veți fi dispuși sau dispuse să faceți acest drum spre acest loc în care vă veți găsi liniștea și vă veți încărca bateriile pentru o nouă săptămână. Da, dragii mei, dragele mele,
cu această ocazie a orientării voastre spre un nou templu, bineînțeles că vă veți deschide inimile din ce în ce mai mult spre divinitate, spre ființele celeste, spre îngerași, spre arhanghel, da, spre tot ceea ce ține de celest. Și vă veți simți din ce în ce mai bine, din ce în ce mai eliberați sau eliberate de toate greutățile acestei vieți. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că aceasta este din partea îngerașului Rei, care vine și îți spune: yoga și exercițiile fizice sunt esențiale pentru starea de bine, pacea minții și dezvoltarea ta spirituală. Da, dragul meu, draga mea, iată că într-adevăr te vei simți și tu foarte aproape în această perioadă, spuneam și cu aceste cărți anterioare, te vei simți foarte aproape de a face meditație mai mult, de a te ruga mai mult, poate, da? Sau de a citi poate anumite cărți de dezvoltare personală sau cărți spirituale, da, care să-ți întărească anumite convingeri pe care tu le ai în legătură cu această cale spirituală sau cu modul în care poți acționa în viața ta spre binele tău suprem, da? Făcând yoga, sau poate nu yoga neapărat, dar meditație, dragul meu sau draga mea, este suficient să meditați 15 minute pe zi, dar nu este nevoie să meditați mai mult, dar 15 minute sunt suficiente pentru a intra în această stare de grație, din care pur și simplu puteți reorienta toate lucrurile din viața dumneavoastră. Da? Puteți reorganiza totul în viața dumneavoastră, pentru că veți vedea, meditația are beneficii multiple și cele mai multe se vor repercuta asupra vieții dumneavoastră. Da, hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta vine din partea lunii pline, în semnul racului, care îți spune că o problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată. Iată, dragul meu, draga mea, că văd că, într-adevăr, în ultima perioadă te-ai confruntat și tu cu o anumită problemă, te-ai confruntat cu o situație delicată, cu o situație dificilă în viața ta, dar să știi că în această zi, iată, vei vedea o soluție la această problemă, vei găsi această soluție, este posibil să te lași ajutat sau ajutată și de unii prieteni ai tăi, sau un prieten foarte bun, sau poate rudele din familia ta te vor sprijini spre a găsi o soluție validă la problema cu care te confrunți. Da? Oricum, important este că această problemă se apropie de final, da? Se apropie de rezolvarea ei, astfel încât vei putea și tu răsufla ușurat sau ușurată, dragul meu sau draga mea. Hai să vedem mai departe o carte din Lenormand. Da, iată că avem aici cartea cu numărul 12, așadar numerele 2, 1 sau 3 sau 12 pot fi semnificative pentru tine, am mai ieșit odată în această zi. Această carte se referă, vedem aici aceste două rândunele care se rotesc în aer, da, se referă la vești foarte bune care se orientează spre tine în această zi. Este posibil ca aceste vești să-ți vină de la cineva foarte drag, foarte apropiat și să te bucure nespus de mult, să aibă de-a face cu aceste vești cu o cumetrie sau cu un botez sau cu dorința cuiva de a se căsători. Da? Sau poate fi o veste de la o instituție de stat în legătură cu finalizarea unui divorț, poate, sau cu o custodie. Sau cu un partaj, da? Sau cu modul, în legătură cu modul în care se poate rezolva o moștenire, da? Modul în care aceasta va parveni celor în drept, printre care și ție, dragul meu sau draga mea. De asemenea, este posibil să primești vești de la spital în legătură cu niște analize pe care le-ai făcut și care văd că îți vor da vești bune. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Următoarea carte vine sub forma unui gând. Hai să vedem acest gând.
unui gând care este bine să fie menținut în mintea ta în această zi. Îmi reclam puterea mea și îmi creez realitatea mea cu iubire. Îmi reclam puterea și îmi creez realitatea cu iubire. Da, cer mai multă înțelegere, mai multă conștientizare din partea Universului, astfel încât să îmi construiesc în mod iubitor și conștient lumea și experiențele mele. Da, iată, dragul meu sau draga mea, cât de bine este că te orientezi spre a căpăta mai multă cunoaștere în această zi sau în această perioadă, mai multă cunoaștere, mai multă înțelegere din partea Universului, din partea Divinității, care să te poată ajuta să ai parte de experiențele care sunt menite să aducă o realitate din ce în ce mai apropiată cu ceea ce tu îți dorești. Hai să vedem următoarele cărți, dragii mei, dragele mele. Da, iată că avem aici șaptele de pentacule, iubiții mei, o carte interesantă, importantă de asemenea, care îmi vorbește despre rezultate, da? Despre faptul că și tu, dragul meu sau draga mea, îți vei dori să ai rezultate foarte bune în perioada aceasta în legătură cu munca pe care o dezvolți la locul de muncă, da? Sau în cariera ta proprie, da? Poate ai o afacere, poate ai o activitate independentă, da, pe care o desfășori. Văd că de asemenea vei fi învăluit sau învăluită de rezultate foarte bune pe care le vei avea în această activitate, în această perioadă. Da, pur și simplu, acum văd că este timpul să semeni acele semințe, da, care mai târziu îți vor aduce fructele pe care tu le aștepți, da? Vis-a-vis de această muncă a ta, de această activitate. De asemenea, dragii mei, această carte poate avea legătură cu relația ta de cuplu, în care, de asemenea, văd că ai făcut tot ceea ce a ținut de tine, tot ceea ce a fost necesar din partea ta, astfel încât te vei putea bucura și tu de acum înainte de relația pe care ai dorit-o întotdeauna. Hai să vedem mai departe, încă o carte. Da, iată că avem aici o carte care vine să-ți aducă mai multă dreptate, da? Justiția din Arcana Majoră vorbește despre această dreptate care se va face pentru tine, despre acest echilibru care se reface în viața ta în perioada care urmează. Este posibil ca mulți dintre voi să aveți de-a face cu justiția la propriu, da? Poate veți merge să vă înfățișați în justiție, poate sunteți chemați acolo, dar având de rezolvat, de finalizat niște chestiuni personale, da, poate în legătură cu o fostă relație, de stabilit termenii în care va decurge un divorț, da, sau se va rezolva un partaj și așa mai departe, tot felul de chestiuni judecătorești care pot parveni în favoarea, se pot rezolva în favoarea dumneavoastră în perioada aceasta. Da? Dar oricum important este că, iată, după o lungă perioadă de tristețe, după o lungă perioadă de probleme, văd că te bucuri și tu în sfârșit de liniște, te bucuri și tu de faptul că poți să rezolvi, poți să găsești o soluție la problemele tale. Hai să vedem, dragii mei, încă o carte. O carte care îți propune un mesaj din partea oracolului. Iată că acest mesaj vine către tine. Acceptarea este cheia spre pace interioară. Câteodată trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Nu este bine să încerci să schimbi ceea ce este dincolo de controlul tău. Da? Așadar, dragul meu, draga mea, iată cât de important este să înțelegem acest lucru, da? Să înțelegem că este mai bine pentru noi să acceptăm o situație, chiar dacă ne dorim să o schimbăm. Da? Înainte de a o schimba, este bine să o acceptăm pentru
pentru a putea face posibil sau posibilă transformarea ei. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!